Vulpița Veronica este însărcinată. Chiar Viorel este cel care a dat vestea cea mare în emisiunea Mirelei Vaida, emisiune care i-a făcut celebri pe cei doi soți din Blăgești. Bărbatul a intrat telefonic în direct și a anunțat pe toți că va deveni din nou tată. Vulpița este gravidă într-o lună și jumătate. Totul s-a întâmplat la o zi de la incidentul violent devenit viral. Iată ce a declarat Viorel. Noi muncim, de o lună de zile viața e bună, dar acum mergem să facem un control, să vedem dacă Veronica este însărcinată. Ea are o lună și 7 săptămâni de sarcină. Ea și-a dorit, este veselă, dar e și bine și rău. Undeva pe la sfârșitul lui aprilie ar trebui să nască. Noi n-am crezut și am făcut 10 teste, dar au ieșit ce trebuie. Dacă e băiețel, o să-l cheme Radu, dacă e fetiță, o să aibă două nume, Doinița și numele dumneavoastră. Și nașii, tot de acolo de la emisiune sunt, a declarat Viorel. Berna a făcut primele declarații după ce Filip a fost surprins sărutându-se cu o altă femeie în club. Concurenta de la Puterea Dragostei a plâns în direct în momentul în care a rememorat tot ce s-a întâmplat în noaptea în care a aflat de trădarea logodnicului său. Iată ce a declarat Berna la Teo Show. Nu, este un fost. Sunt foarte sigură. Am primit foarte multe dovezi și s-a văzut clar. Nu pot să îmi explic. O femeie care simte ceva cu adevărat nu simte degeaba. Eu am ieșit în club cu prietena mea. Eu așteptam să-mi spună, Doamne, iubita mea, unde te duci singură? Mi s-a părut puțin ceva în neregulă și, cum v-am spus, nu am simțit degeaba aceste lucruri. M-am uitat de 1000 de ori la filmare și se vede clar că se sărută de 3 ori. De 3 ori se vede foarte bine sărutul. Nici nu vreți să știți ce era în inima mea când am primit toate lucrurile astea. Am văzut negru în fața ochilor, a povestit Berna la Teo. Alexandru Moroșanu, concurentul în vârstă de 21 de ani din Iași, susține că a intrat în casa Puterea Dragostei pentru Andrada. Mamă, ce frumoase sunteți și foarte multe! Am 21 de ani, sunt din Iași, dar locuiesc în Italia. A mărturisit Alexandru la intrarea în casă. Ulterior, concurentul a ales să o cunoască mai bine pe Andrada și au recunoscut că se plac reciproc și în prezent formează un cuplu. Însă, la scurt timp după oficializarea relației, legătura dintre ei a fost pusă sub semnul întrebării de către fanii emisiunii. Mai ales după ce pe internet au apărut anumite conversații dintre Alexandru și o altă domnișoară presupusă a lui iubită. Iată cum arată conversațiile dintre concurent și cea despre care se crede că este iubita lui. Bianca Comăneci a publicat un mesaj cu subînțeles la scurt timp după scandalul cu Livian. Aflată în drum spre munte, câștigătoarea celor 2 sezoane Puterea Dragostei s-a filmat și a ales să pună pe fundal o piesă care spune cam așa: Te voi iubi la infinit. Fanii brunetei s-au dus imediat cu gândul că ar fi un mesaj cu subînțeles pentru Livian, fostul ei iubit pe care încă nu l-ar fi uitat.
Bogdan Mocanu a dat nas în nas cu Ana Lintaru și Roxana în club. Bogdan Mocanu a trecut printr-o încercare sâmbătă seara, atunci când fostul concurent Puterea Dragostei s-a întâlnit în club cu două foste iubite, Roxana și Ana Lintaru, aceasta din urmă fiind însoțită de actualul său iubit. Bogdan Mocanu a ales să stea la o masă separată și să le evite pe cele două foste iubite, Roxana și Ana Maria. Proaspăt despărțit de Andra Volos, Mocanu nu s-a afișat cu vreo altă femeie, deși pe filmările din club se poate observa cum acestea roiesc în jurul lui și că nu stă chiar rău la acest capitol. Bianca Drăgușanu a fost bătută cu bestialitate. Dezvăluirea a fost făcută de Cancam.ro, care au surprins o serie de imagini răvășitoare cu Bianca Drăgușanu și Alex Body. Astfel, potrivit reporterilor, blondina ar fi fost bătută cu bestialitate de către Body. În clipul postat pe site-ul Cancam.ro, Bianca apare total răvășită, într-o suferință fizică cumplită. Pentru a intra în casa din Pipera, aceasta a avut nevoie de susținerea lui Alex Body, deplasându-se cu greutate. De asemenea, pe chipul Biancăi se putea observa o vânătaie serioasă. Se pare că Bianca Drăgușanu ar fi fost supusă unor violențe greu de imaginat, fiind agresată timp de 5 ore. Deși în urmă cu numai o săptămână, cei doi posau un cuplu perfect, chiar la aniversarea micuței Sofia, se pare că lucrurile sunt total diferite în realitate. Rămâne de văzut ce va dezvălui Bianca în cadrul intervenției pe care a anunțat-o astăzi pe Instagram. Bianca Comăneci a publicat prima reacție după ce Livian a amenințat cu publicarea dovezilor indecente la adresa ei. Câștigătoarea primelor două sezoane Puterea Dragostei își roagă susținătorii să nu-l mai atace pe Livian. Iată ce scrie Bianca. Privindu-l pe el în ochi, veți vedea că există tristețe în suflet. Sunt tristă. E omul pe care l-am iubit în cea mai grea perioadă a vieții. Încă îl iubesc. Îl vreau fericit. Dacă el este fericit și eu sunt. Vreau să-l ajutăm pentru că e singurul om pe care l-am avut alături, nu mi-a greșit cu nimic și merită răsplătit tot binele. Vă rog să îi ascultați piesa, să comentați strict despre melodie, indiferent de părere, sunteți dreptățiți. Iar legat de mine, sunt bine.